Bun găsit, domnilor și domnilor, de la Centrul Național de Tenis din București. Suntem imediat la câteva minute după încheierea finalei fetelor. Maria Sara Popa din România, favorita 1, și-a respectat statutul aici la București și a reușit o victorie în două seturi, 6-1, 6-3, în fața sârboaicei Emilia Zdravkovic, favorita 9. O evoluție excelentă în întreaga săptămână pentru Maria Sara Popa. Avem plăcerea de a afla primele impresii ale campioanei de aici, de la Dr. Rutger 2019. Bună ziua, mă bucur că am avut așa un meci puternic. Am avut o săptămână grea, dar și frumoasă în același timp. M-am bucurat să joc din nou aici la turneul Dr. Rutger. Anul viitor nu mai pot să mai vin pentru că sunt 2005. Mi-a plăcut foarte tare și le mulțumesc organizatorilor pentru acest turneu. Ce mesaje ai, Maria? Cu asta trebuia să închei, dar mă grăbesc să spun acum această întrebare. Ce mesaje ai după această victorie? Cui o dedici? Această victorie eu o dedic bunicii mele, care a murit anul trecut. O iubeam foarte mult și mulțumesc. Condolențe. Maria, spune-ne, te rog, ce urmează. Ne-ai spus deja că faci pasul spre categoria următoare, la nivel de vârstă. Ce urmează pentru tine? Urmează să joc la ITF, la juniori și la seniori. În vară o să joc la seniori, la matur deja. Sper să mă descurc la fel de bine ca și aici și sper să joc ca și Simona Halep la Roland Garros. Să zicem că Simona e idolul tău și dacă mai admiri, cel puțin la nivel ca stil de joc, o altă jucătoare din circuit. Da, o admir foarte mult pe Maria Sharapova. Este și va fi întotdeauna idolul meu după Simona Halep și în ATP îl ador pe Rafael Nadal. Maria, ne-a impresionat prin forța loviturilor și precizie, evident că fără precizie în orice sport nu se poate, dar tu nu ai un fizic așa impunător, dar totuși ai o forță deosebită în lovituri și o geometrie foarte bună a terenului. Care este secretul jocului tău din punctul tău de vedere? Asta de vedere trebuie să stau foarte bine mental, tot timpul sunt calmă și sunt relaxată, tot timpul joc relaxat și din cauza asta am niște lovituri foarte puternice. Felicitări încă o dată, Maria, și mult succes la nivelul următor! Mulțumesc!